trăit într-o altă călătorie în istoria exemplară, eroică, pilduitoare, a cetății eterne, cum îmi place mie să-i spun, Târgoviște, fostă capitală voivodală, capitală de stat, mai bine de 3 veacuri și jumătate. De ce filmăm din nou la Muzeul Tiparului și Cărții Vechi Românești din Complexul Național Muzeal Curtea Domnească, așa cum am făcut-o și într-un episod recent? O facem pentru că mi-am adus aminte de un lucru pe care îl scăpasem cu acea ocazie. Să semnific mai profund ce a însemnat Târgoviștea odată cu apariția primei cărți tipărite la Mănăstirea Dealu, operă a acelui cărturar călugăr, eromânacul Macarie, adus în 1507 de Radu cel Mare, acest voievod renascentist din Muntenegrul ocupat de Osmanlii. Și m-am gândit că trebuie să punem mai mult în valoare rolul Târgoviștei în ceea ce a însemnat renașterea românească. Pentru că odată cu prima carte tipărită, și o să vedem puțin mai încolo cu o operă extraordinară a unui alt mare voivod renascentist, Neagoe Basarab, putem vorbi despre debutul renașterii românești. E drept, cu un defazaj de 2 secole și mai bine față de începutul renașterii europene, dar este o renaștere națională care se încadrează perfect în finalul renașterii europene. Renaștere care, repet, începe cu prima carte tipărită la Mănăstirea Dealu de eromonahul, apoi de mitropolitul Țării Românești, Macarie al II-lea. De ce m-am gândit să semnific mai accentuat rolul Târgoviștei, nu numai de capitală politică, dar și de capitală renascentistă culturală? Pentru că de la Macarie și până la Constantin Brâncoveanu, din task-uri de tipografice de la Târgoviște, au fost lansate în lume, în lumea europeană, central și sud-est europeană, o serie de lucrări de o remarcabilă relevanță și, iată, avem în această vitrină câteva din aceste lucrări tipărite la Târgoviște, cum este Cazania lui Varlaam din 1643, Evanghelia Învățătoare din 1644, trasă la Mănăstirea Dealu, sau primul codex de legi, îi se mai spune și codul de la Târgoviște, este vorba de îndreptarea legii, 1652, care a fost tipărită de altfel în acel atelier al unor artizani tipografi, al lui Ivan Cunotovici și Timotei Verbițchi, aduși de către voievodul Matei Basarab, un alt mare voievod renascentist la Târgoviște. Îndreptarea legii se datorează unui fost student, pun ghilime de rigoare, al școlii greci și latinești, Scola Greca e Latina de la Târgoviște, lui Daniel Andrian Panonianul sau Petre Transilvăneanu, și care a fost supervizată de acel mare cărturar cu o impresionantă bibliotecă în epocă, Udiște Năsturel. Udiște Năsturel care, de altminteri, traduce o altă carte importantă din cultura europeană, Imitatio Christi, a lui Thomas a Kempis, în a cărei prefață, și trebuie să nu uitați acest lucru, să-l rețineți, acest cărturar renascentist al epocii lui Matei Basarab vorbește despre unitatea limbii și latinitatea limbii române. Și am mai putea spune, pentru că trebuie să amintim acest fapt, că la această renaștere românească, debutată la Târgoviște, un rol important au avut-o curții de voivodale
academice, să le spunem astfel, a lui Petru Cercel, a lui Mihai Viteazu, a lui Matei Basarab. Pentru că la aceste cursuri voivodale și mai ales în vremea lui Matei Basarab, putem vorbi și despre primele stihui în limba română ale lui Udriște Năsturel și Danil Andrian Panonianul. Sunt cărți reprezentative care au folosit, cărțile care le-am amintit și cărturarii care le-am amintit pentru evoluția învățământului românesc. Într-un alt episod, aminteam că la inițiativa postelnicului Constantin Cantacuzino pentru educarea fiilor săi, a celor trei fii, în casa sa, aflată acum lângă Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni, de altfel este o construcție mai nouă de secol XIX, dar peste pifnițele casei postelnicului, acolo unde a funcționat de fapt această scola greca e latina, prima formă de învățământ superior, care, după ce vor pleca inițiatorii ei, este vorba de Pantelimon Ligaridis și de Petritis Ignatie, vor pleca către alte orizonturi, școala se va muta, dar va deveni o școală trivială, nu va mai avea un caracter de învățământ superior, dar va fi o școală importantă de slovenie și de grecește, pentru că educația o făceau călugării greci de la Mănăstirea Dealu. Ea va continua această școală greacă și latină sau școlile de slovenie sau de sloveno-română, să zic așa, de la curtea domnească, pentru că, în general, după 1651, școlile vor fi subvenționate, cum am spune noi astăzi, de către domnie, de către voievod. Dar, vorbind despre renașterea românească la Târgoviște, nu putem trece. Este imposibil acest lucru. Să nu amintim de o carte fundamentală, întâia carte a culturii române, cum a numit-o Constantin Noica. Și este vorba de învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie. Într-adevăr, învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie, care va domni și el după moartea părintelui său scurtă vreme, este o operă fundamentală pentru cultura românească. Pentru că înainte de a muri, fiind foarte bolnav, domnitorul a simțit nevoia irepresibilă de a lăsa o moștenire spirituală și parenetică morală fiului său, care trebuia să urmeze la domnie. Este o carte pe care se presupune că a dictat-o mitropolitului Macarie, tipografului în fond, cel care a scos prima carte tipărită la Mănăstirea Dealu. O carte de 360 de pagini, de morală, contemporană cu Machiavelli, cu Erasmus din Rotterdam, cu întreaga școală florentină de arte plastice, pictură și sculptură. Deci o carte care se racordase prin importanța sa la cultura europeană. Gestul lui Nagoe Basarab este impresionant în acest fel. Este o carte în care vorbește despre relații diplomatice, ce trebuie să facă domnitorul în asemenea situații, cum trebuie să se comporte cu supușii săi. Iubirea față de Dumnezeu trebuie să fie o permanență în sufletul voievodului, celui care păstorește neamul. El îi spune fiului său că chiar dacă are avuții, să nu le dea moștenire, ci să le împărțească celor nevoiași, că astfel el va fi bine văzut în ochii Tatălui Ceresc. Dar lansez o ipoteză și am curajul să o fac, și anume că această operă a lui Nagoe Basarab este, prin anumite capitole ale sale, un adevărat poem. Pot să spun,
în acest fel că Neagoi Basarab este primul poet creștin. Și am să o domătesc citind câteva din, hai să zic, versurile îndumnezeite din această carte, dintr-o ediție apărută în 1938, sub îndrumarea lui Nicolae Iorga, dar îngrijite de Dimitrie Ciurezu, care a avut la îndemână o traducere din slavonă a cărturarului Udriște Năsturel și care a provenit din biblioteca voievodului Ștefan Cantacuzino. Și iată, în această traducere extraordinară a lui Udriște Năsturel, deci un mare cărturar, traducând într-o splendidă limbă română, cum spune academicianul Gheorghe Mihăilă, dintr-un alt mare cărturar, care a fost Neagoi Basarab. Iată câteva versuri pilduitoare din această carte fundamentală, întâia carte a culturii române. O, iubitul meu fiu, cât este de bine a lăcui omul tot cu Dumnezeu și a petrece cu dânsul și a fi cu el în veci. O, iubiții mei frați, voiu să vă vorbesc către voi puțin de cuvinte și să vă spui, deci vă rog, cu dragoste să mă ascultați, ca să vă pot spune și eu cu dragoste. Cel ce se teme de draci, acela se arată chiar că nu este întrânsul frica lui Dumnezeu. Iar cel ce se teme de Dumnezeu cu toată inima lui, acela este îndrăsneț spre dânsii. Că acum este lenea ajutor poftelor, așa este trezirea puterea bunătăților. Și limba cea neînvățată, numai ce umblă tocmai că n-are bunătăți pe din lăuntru. Iată un sfat moral. Bunătatea face curăție, iar mânia ce iute face patim. Și cum se înfășoară volbura sau carpenul de viță și pierde roada ei, așa, fătul meu, pierde trufia și mândrețele roada împăratului sau a Domnului. Sfârșitul răutăților este a gândi omul însuși că este drept. Fraților, să stăm în frica lui Dumnezeu și să nu ne silim în războaie, că nu este războiul nostru către trup și către sânge, ci este către mai mari și puternici și biruitori acestui veac întunecat și către duhurile cele rele ce sunt pe cer. Deci, fraților, dacă vrem să ne spășim, noi să ne pocăim până suntem vii și să plângem și să ne spălăm ranele cele spurcate ale inimii. Așadar, fraților, să ne nevoim că s-a apropiat ziua. Fericit este omul cela ce se grijește în toate zilele și în tot ceasul, căci când se coace roada, atunci este vremea secerișului și cel ce-și va strânge roada se va spăsi, că vor aduna îngerii în jitnița cea de veci, iar celor ce vor fi ca mine, cum am zice plevelor, o ce amar, că pe acela focul le va moșteni. De acum, fraților, într-aceasta petreceți, aceasta vă învățați și nu vă uluireți, ca să ne învrednicească Dumnezeu ziua și noaptea poruncilor Lui și să ne spăsească împărăției cei cerești. Așadar, iată-l pe iluminatul, pe renascentistul voievod Neagoi Basarab, în postura de prim poet creștin al românilor. Așadar, subliniez, renașterea de la Târgoviște, cea care a reconectat sau, mai precis, a adus spațiul românesc în cultura și civilizația europeană, este una care are coroana voievodală deasupra ființei sale nemuritoare. Așadar, deci, Târgoviștea rămâne în istoria culturii neamului românesc, cetatea din care a izvorât renașterea sufletului românesc în eternitatea vremurilor. Și până la viitoarea noastră întâlnire, luați aminte, cine nu-și cunoaște, nu-și respectă și nu-și apără istoria,
va fi uitat de istorie.